Am găsit furtunele de răcire ale motocicletei. E apa neagră. Le bag într-o pungă. Salutare, vă mulți și bine v-am găsit la un nou episod aici pe canalul meu de YouTube. Eu sunt Edu, a.k.a. Edu Rider. Facem încă un episod aici la garaj, în care facem ceva modificări la motocicletă, ceva de design, nu de performanță. Deja v-ați obișnuit. O să vedeți despre ce e vorba. O să încercăm pentru început să facem așa. Schimbăm lichidul de răcire al motocicletei și furtunele de răcire al motocicletei. Ce culoare o să fie oare? Nu, pe fluor nu am găsit, dar în schimb am găsit pe galben. Astea sunt furtunele de răcire care vor veni pe motocicletă, deci o să fie ceva așa. Pam! Aici avem furtunele de răcire și lichidul de răcire care este pe albastru. N-am găsit pe verde, n-am găsit pe galben, așa că am mers pe varianta asta. Am dat undeva la 5 euro pe lichidul ăsta de răcire. Nu știu să vreau cum am vrut lichid de răcire mai bun, mai eu știu. Ăsta e la minus 40, eu știu. Trebuie să fie bun. Dar, ceea ce contează, furtunele astea vor veni aici. Deci hai să vedem pe ce vor. Punem un furtun aici la miștoc. Deci o să vină ceva de genul, da? Despre asta e vorba, ceea ce facem noi azi. Folierele le folosim pe cele vechi. Sper să dea bine. O să se vad două dintre furtune. Ăsta mare gros aici și cel pe partea din l-am arătat. Și presupun că mai sunt pe aici unul gros pe partea cealaltă. În orice caz, ori să dea bine, ori să dea bine. Cam asta e ce facem noi astăzi. Eu zic să mă pun la treabă, să nu vă țin prea mult. V-am explicat despre ce e vorba, așa că sunt în drum. O să încep să desfac carenele astea laterale. Din nou, cover-ul ăsta de carbon. Să ridic rezervorul, să dau jos carena de sub. Doar atunci o să am acces la toate furtunele. Pe care o să dau drumul la apă. Să vedeți neapărat cum am apa din radiator. Ia. A few inches later. Ce negre, bă, băiatule, bă. Am dat la roșu în orice bălărie, ia uite-l. Frumos, bine. Ia. Lasă butonul acesta. Asta e primul. Mergem cu următorul. Doilea furtun montat. 1 2 și hai cu restul. Da, după cum vedeți, a trebuit să dau rezervorul jos. Și am demontat-o iar acolo, carene de toate. Rămâne și picioarele pentru niște furtune, dar trebuie să ne facem damblau. Am demontat-o iar pentru că am furtunul ăsta de schimbat care intră pe aici și ajunge undeva aici, sub firele astea. Uite-l, ăsta gros. Iar ca să-i văd exact traiectoria, trebuie să-i dau ăsta jos. Mai am unul subțire pe aici, care vine pe undeva pe aici prins, să-l desfac repede. Iar mai fi, deci am 1, 2, încă două furtunașe mici. Să vedem pe unde vin pe aici. Așezat. Cam asta, după aceea trebuie să pun rezervorul înapoi pe motocicletă, să prind tot și să-i pun apă. Pardon, lichid de răcire.
ca un furtun schimbat. L-am pus aici. Și el vine pe aici, băgat și prins în partea asta. Eu cred că l-am prins destul de bine. Mai am unul pe partea asta de prins. Îl rezolv repede și gata, o remontez. Fix ăsta mic. Vine prins pe undeva pe aici. O să văd să-i găsesc locul mai exact. Vedem, continuăm. Cam asta e. Am schimbat furtunele esențiale. Și ăsta de aici, pe ăsta nu l-am schimbat. E băgat foarte rău pe acolo. Dar... și mi-a mai rămas ăsta, care sunt niște furtune auxiliare. Că sunt motor. Nu m-am băgat să-l desfac, mi se pare inutil să fac toată munca asta. Și asta ne uităm puțin. Apa e bine. Nivelul la apă aici e bine. O să verificăm după ce terminăm nivelul la apă și cu asta basta. A fost puțin de muncă, dar să zicem că a meritat. O să vedem după ce o să iasă. Cam asta a fost toată nebunia din seara asta. Cam asta a fost tot ceea ce am muncit. Practic, avem furtunul pe partea asta, mai trebuia ăsta schimbat, dar nu l-am schimbat, pentru că trebuia să umpl foarte mult supusul rezervor și mi se părea inutil, și furtunul pe partea asta. Am montat totul înapoi și cam asta a fost. Astea sunt furtunele care le-am schimbat. Bineînțeles, mai e unul foarte gros care se vede de aici. Se vede și nu se vede. E de aici, intră așa în interior, pe aici pe undeva se vede. Și cam asta a fost. Astea sunt furtunele care le-am schimbat. Urmează să le bag într-o pungă. Și cam asta e. Hai să vedem o cheie. Am terminat. Asta a fost munca pe astăzi. Ne vedem data viitoare, la un alt episod, la altceva, la... nu știu, ne găsim noi de muncă. Nu e problemă. Am pupat. Peace.